În martie 1976, în timp ce mă rugam singură acasă, am primit vizita Domnului Iisus Hristos. Cu câteva zile înainte începusem să mă rog prin Duhul, când deodată am simțit prezența lui Dumnezeu, puterea și gloria lui au umplut casa, o lumină strălucitoare a inundat camera unde mă rugam și o minunată dulceață mi-a umplut ființa. Lumini se prelungeau în valuri, rulându-se, suprapunându-se, răsucindu-se și desfășurindu-se unele între altele și apoi iarăși desfășurindu-se. A fost ceva spectacular. Atunci, vocea Domnului a început să-mi vorbească. El a zis: Eu sunt Iisus Hristos, Domnul tău, și doresc să-ți dau o revelație care să pregătească sfinții pentru reîntoarcerea mea și mulți să se întoarcă la neprihănire. Puterile întunericului sunt reale și judecățile mele sunt adevărate. Fiica mea, eu te voi lua în iad prin Duhul meu și voi arăta multe lucruri pe care vreau ca lumea să le cunoască. Am să vin la tine de mai multe ori, îți voi lua Duhul afară din trup și te voi duce în iad. Vreau ca tu să scrii o carte și să spui toate vedenile și toate lucrurile pe care ți le voi descoperi. Noi vom merge în iad împreună. Însemnează-ți toate aceste lucruri care au fost, care sunt și care au să vină. Cuvintele mele sunt adevărate și vrednice de crezut. Eu sunt cel sfânt și nu este nimeni afară de mine. Dragă Doamne, am strigat, ce vrei să fac? Întreaga mea ființă tindea spre Iisus, recunoscându-i prezența. Ca să descriu cel mai bine, este suficient să spun că iubirea s-a revărsat asupra mea. A fost cea mai minunată și plină de pace și de bucurie. Dragoste atotputernică pe care am simțit-o vreodată. Laude către Dumnezeu a început să curgă din mine. Dintr-o dată am vrut să-i dau întreaga mea viață ca să fie folosită de El pentru a salva oamenii de la păcatele lor. Am știut prin Duhul că Cel care era cu mine în cameră era cu adevărat Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Nu pot să găsesc cuvinte care să exprime prezența lui divină, dar eu știu cu siguranță că a fost Domnul. Iată, fiica mea, a zis Iisus, eu te voi lua prin Duhul meu în iad, ca tu să poți mărturisi despre realitatea lui, să spui lumii întregi că iadul este real și să atragi pe cei pierduți afară din întuneric și să-i aduci la lumina Evangheliei lui Iisus Hristos. Instantaneu, sufletul meu a fost luat afară din trup. Am plecat cu Iisus afară din camera mea în văzduh. Știam totul ce se petrece cu mine, am văzut pe soț și pe copiii mei dormind în casă sub noi. Era parcă așa, parcă aș fi murit și trupul meu ar fi rămas în pat în timp ce Duhul meu mergea cu Iisus, trecând prin acoperișul casei. Se părea că tot acoperișul s-a înfășurat și eu puteam să-mi văd familia dormind în paturile lor. Am simțit atingerea lui Iisus care îmi zicea: Nu-ți fie teamă, ei sunt în siguranță. El mi-a cunoscut gândurile. Voi încerca în cea mai mare măsură să vă spun pas cu pas ce am văzut și ce am simțit. Anumite lucruri nu le-am înțeles. Domnul Iisus mi-a spus însemnătatea celor mai multe dintre ele, dar anumite lucruri nu mi le-a spus. Am știut atunci și știu și acum că aceste lucruri s-au întâmplat cu adevărat și că numai Dumnezeu putea să mi le arate. Slăvit să fie numele lui Cel Sfânt! Oameni, credeți-mă, iadul este adevărat, am fost dus acolo de către Duhul în mai multe rânduri pe parcursul pregătirii acestui raport.
În curând am fost sus în văzduh. M-am întors și am privit la Iisus. El era plin de putere și glorie și totuși așa multă pace se revărsa din el. M-a luat de mână și mi-a zis: te iubesc, nu-ți fie teamă, pentru că eu sunt cu tine. La aceasta am început să ne înălțăm și mai mult și acum puteam vedea pământul de desubt. Ce sunt acestea? Am întrebat pe Domnul Iisus când am ajuns aproape de una. Acestea sunt porțile.